În episodul de astăzi de Ratopia vreau să încep biblioteca. Astăzi vreau să fac ceva foarte interesant pe Ratopia. Vreau să încep construcția bibliotecii mele, pentru că avem din episodul anterior această minunată peșteră în care avem villagerul ăsta foarte șmecher, care are mending, avem aici enchantment table unde o să facem cărți, am cumpărat cărți de pe la Robică, avem foarte multe cărți și pe lângă asta s-au dat drumul și la diamante și putem să folosim diamantele să ne facem și armură și să ne facem și unelte super, super șmechere. Așadar, asta vreau să facem în episodul de astăzi, asta o să fie main eventul episodului. Văd că avem foarte mulți oameni care sunt pe aici, uite, e domnul Mateescu frumos, e lampa mea pe care am furat-o de la castel, dar nu trebuie să știe nimeni, cred că e și vecina mea, Oana, dacă nu mă înșel, cred că era pe acasă, nu știu exact, o să am oricum niște treabă cu ea, chiar de pe acum, de la început, pentru că am nevoie de lemn, chat, am nevoie de destul de mult lemn, văd că avem aici spruce, avem aici oak, ok, aici am astea puse așa, stați un pic să-mi iau eu, uite, de pe aici astea, să mi le pun în ender chest, și eu nebun, în backpack-ul ăsta frumos așa, să am uneltele astea, că de obicei în oraș nu prea am nevoie de unelte, și o să mă duc până la Oana, să vă vezi, vecine, ești acasă? Văd dacă e acasă vecina, că am nevoie de lemn, vecină? Da, vecinu. A, ești acasă, vecină. Haide puțin până jos. Mamă, ce pălărie frumoasă ai. Mulțumesc frumos, e frumoasă. Îmi iasă un pic, e ca un pic mică, dacă te uiți. Îmi iasă un pic capul pe afară, da. Cred că am rupt-o sau ceva. Deci, vecină, fii atentă. Am nevoie de la tine. Vino aici să discutăm aici la mine acasă. Deci, am auzit că timp n-a fost pădurarul Oase, că tu te-ai ocupat. E multifuncțională, vecină, polițist, ești de astea cu apicultori. Apicultor, da. Urmează să fiu și miner și 700 de funcții ai, de nu mai zic nimic, câți bani faci, vecin. În fine, am nevoie de la tine, pentru că eu aș vrea să fac în episodul de astăzi biblioteca și aș avea nevoie de la tine de lemn, vecină. Nu știu cât lemn ai tu. Sau eu am dai. Foarte mult lemn, așa că spunem doar ce tip, ce material de lemn și cât ai nevoie. Trebuie oak, spruce și bărci. Astea trei. Acum nu știu dacă de a fa... Și cât ai nevoie de fiecare? Păi hai să zic 100 de bărci, 150 de oak și 150 de spruce. Mamă, nu pot să cred. Mamă, unde s-au dus? Ia uitați-vă. Unde s-au... Mamă, vecină, mi-e rău. Care ori 1000 ai, ori 3000, ori 2000, 3500, domn. Mamă, nu mai zic. Nu mai zic. Uite aici ce are. Da, și 150 spruce. Mamă, vecină, ce mi-ai făcut. Nu pot să cred. Da, mă, da. Gata, pot să le iau, o? Păi și cât mă costă? Pentru tine, 5 galbeni. Că moară, baby, dacă n-am... Ia 1. Încă 4. Ia 2. Ia 3. Și pe 2 mă treci pe caiet, că n-am. Deci, de ce am luat lemnul ăsta? Vreau să fac biblioteca, știi ce zic? Vreau să mă apuc de bibliotecă să o fac. Am auzit că e un nou bibliotecar în sală. Eu sunt. Uite, aici că pot să-ți arăt, că toți suntem aici. Pot să-ți arăt, uite aici jos, l-am pus pe Gianni, așa-l cheamă. Mamă, care ce are, frumos ai făcut aici. Are carte ilegală, Gianni, uite. Vezi? Carticica ilegală. Știu unde să vin să o cumpăr. Păi încă nu poți, dar de la bibliotecă o să se cumpere. O să le pune acolo mai ascuns un pic. Și piesa de rezistență. Vezi ce am pus aici pe casă? Deci casa asta valorează acum 1 milion de euro. Zice, aia vecină? E o lampă. E lampa de la castel, vecină. Ce? Lampa de la castel am furat-o. N-ai pus-o la loc când ți-am zis să o pui? Nu. Pe de ce n-ai pus-o? Adică de ce n-am pus? Că aveam nevoie de lumina acasă. Nu vezi ce bine stă aici seara. Îmi trebuie și mie lumină să văd, să nu rup gâtul, nu? Nu? Cam sus, nu? Ce, cam sus pusă? Puțin mai, da. Da, așa. Nu pot acum, vecină, că n-am sculele la mine. Bine. Nu merge, faceți, nu mai oameni buni. Ce faci, domnul șerif? Salut, bă, dar cum îți permis să-i trebuie la mine curtea așa? Te-am dat-o voie. Hai că ciocănesc. Haide. Acum mă lași, da? Nu te-am auzit. Am auzit că vrei să iei ceva de sus, sau? Ce? Vrei să iei ceva de acolo, sau de ce ai zis că n-ai sculele la tine? Nu, am vrut să, cum să mut lampa asta un pic mai jos. I-am spus eu să remodeleze puțin, că n-am. Da.
Mi-a zis să-mi pun lampa asta un pic mai jos, știi, atâta, nu? Dar ce s-a întâmplat? Adică de unde am lampa? Am de la un cețățoi de aici, mi-a dat că m-a văzut sărac. Oana mi-a dat. Oana mea. Vecina. Oana, tu ai dat lampă? Să uite și calul ăla, băgăt. Mă, adică nu ți-am mintit, vecină? Vecină, nu mă băga în mormânt, ți-amintești că tu mi-ai dat lampa, nu? Ce, tu mi-ai dat mie, vecinul tău, lampa. Zi, Oana, ai dat sau nu lampa? 50-50. Adică? Se poate. Adică, nu eu i-am dat lampa, dar știu de existența lampei. Păi de unde e lampa, Dani, cu adevărat? Dacă Oana zice că nu, adică Oana mi-e 50-50. Bine, hai că-ți spun, hai că-ți spun de unde e lampa. Mi-a dat-o Ciuri, vecinul ăsta al de aici, din partea asta. Păi și Ciuri de unde are lampă? Că văd și el că are lampă, de unde are el lampă? Nu, am greșit, nu Ciuri, nu, că am greșit că eu sunt nou și nu prea vă cunosc. Nu, Ciuri e băiatul ăla, l-al dăstă în partea aia cu casa aia mai frumoasă, așa mai mare, cu roșu. Da. Tom constructor? Păi băiatul ăla mi-a dat-o, dacă spun domnul șerif. Domnul șerif sunteți, nu? Nu v-am reținut. Da. Da, nu v-ați prezentat, dar... Cred dacă că se vede după uniformă. Da. Sunt mai albastru, așa. Ești un pic mai albastru, da? Păi și mie de ce nu mi-a dat lampă? Te-ai întrebat vreodată? Că ești șerif și poate nu te place. Nu știu, zic, domn șerif, nu dau un cap. Da, poate că nu ai cerut lampă. Poate n-ai ce... Dar nu, că nici eu n-am cerut. Mie mi-a dat așa că ne cunoaște. A zis că îi place de mine și că... Eu o să-l întreb, să știi. Chiar o să-l întreb și văd dacă chiar ai luat-o de la el. Serios? E cu pălăria aia în cap, mi se pare așa că ești cam hoțoman, nu știu, după cum te analizez așa. Cum să fiu, mă, hoțoman? Că-i sta bine. Nu știu. Da, vezi, uite, îmi faci un compliment. Adică tu ai părul peste pălărie, cum vine asta? Miasă, e prea mică pălăria, am tăiat-o, că am rupt-o în prima zi în care am cumpărat-o și a trebuit să o tai, să o modelez puțin. Doamne, ferește. Da, păi... Na, dar de ce vreți să îl întrebați? Că eu vă spun drept eu că de acolo e. Adică... E greu, adică nu pot să merg așa pe încredere. Că dacă aș merge pe încredere, toată lumea ar avea... Numai lămpi ar avea pe case. Păi ia uite-l și... pe ăsta. Vedeți, uite, vezi dacă băiatul ăsta mi-a dat. Cine e, mă? Chiar Oxen mi-a dat. El mi-a dat. Am greșit iar, m-am luat cu... Grumesc. Okay, Oxen asta de are broasca pe... Nu, glumesc, că băiatul ăsta mi-a dat. Nu știu, chiar nu știu cine stă aici, domnul șerif. Chiar nu, dar voiam să... păi, vedeți, de ce nu mi-a dat-o? Voiam să vă mai întreb o chestie. Ia uite câte lămpi are, domnule, aici, a furat la lămpi, de n-a avut noroc în viața asta, dar altceva numai de lămpi. Nu mai zic, domnul șerif, am și o întrebare. Dar dacă ar fi prin absurd, nu eu, că eu sunt vorba aia, cap creier, din cap până în picioare, n-am făcut nimic, sunt curat, sunt astea, că m-am spălat. Cum ar veni dacă, să zicem că lampa, tehnic, practic și teoretic, n-aș avea-o de la domnul constructor și aș avea-o din alte căi neortodoxe, ce s-ar întâmpla? Asta s-ar întâmpla. Te iau așa și plecăm la pușcărie. Ce face? Nu, lasă-mă jos, că nu mergem. Eu acum doar am simulat, dar... Nu mergem. Nu, păi, nu că e așa, e de la șoculeț. Deci vă rog, vă las, că tot vine noaptea, mâine dimineață, cu mintea limpede, domnul șerif. Vă las să mergeți până la șoculeț, să-l întrebați, luați o declarație pe propria răspundere și veniți înapoi la mine și îmi comunicați faptul că el a luat lampa. Că mi-a dat lampa, pardon. Păi și el de unde a luat lampa? El a luat lampa sau cum? Păi băi, nu... Tu umpli cu prostii. Nu e adevărat, deci vorbiți cu șoculeț. Da, nu, dar cu ce drept, măi? Nu, lasă-mă jos, cu ce drept, măi? N-ai niciun... Unde mă duci? Hai, Oana, ce faci cu mine? Unde mă duciți? La pușcărie, la castel. Păi de ce să mă duci la pușcărie, că n-am făcut nimic? Ca așa vreau eu. Dar nu e adevărat, îți fac reclamație, domn șerif. Îți fac reclamație, nici măcar nu te-ai prezentat când ai venit. Acum mă iei și așa, pe sus. Din n-ai mandat de arestare pentru mine, n-ai nimic. De ce mă iei? De ce? Nu știu, așa simt eu, te simt așa mai dubios. Păi și mergi adică pe simțit, cum adică să mergi pe simțit, că e șerif? Nu înțeleg.
Oana, dăm drumul, lasă-mă jos. Oana, lasă-mă jos. Vecină. Vecină, lasă. Vecină, lasă. Nu. Asta că le-au eu direct. Nu. Nu se poate așa ceva. Nu există. Mi-a pus și cătușele acum. Spune-i, mă, Dani, spune-i. Ce să-i spun o vecină? Păi spune-i, vecinul, că poate te lasă. Îi spun adevărul, gen? Nu e, că ăsta e adevărul. Care e adevărul? Ia zi. Ăsta, de ți l-am spus. Da, da, da. Zi adevărul, adevărat. Oh my god. Nu, deci, pe bune că mă duc și-ți fac reclamație. Nu, nu cred că mai e dus în pe poarta asta de aici de la castel? Da. Da, uite așa, mergem ușor, uite cum îți place ție. Nu, 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 oprește-te, oprește-te un pic. Oprește-te un pic. Hai, zi-mi ce ai de spus acum. Ori zici adevărul, ori în închisoare acolo stai. Și dacă zic adevărul, promiți că nu mă duci la închisoare? Promit. Pe degetul meu mic. Da, mă juc. Uite-te la sala asta de festivaluri, de festivități, mă rog. Așa? Și uite-te la intrare și zi-mi ce lipsește. Bă, la intrare, mă, bă, unde te duci, mă? A, lipsește o lampă, uite, chiar lampa ta de la casă. Nu e lampa mea de la casă, e lampa pe care am primit-o de la șuculeț. Da. Păi da. Tu ai o singură lampă, șuculeț are 5. Păi așa și. Sau 6. Păi tocmai. Înseamnă că a furat mai multe lămpi. Logic. Nu, eu văd doar una lipsă. Una care e la tine acasă. Și vezi că aia de la tine de acasă avea așa, nu știu, Jana. Avea licurici în ea, nu știu. Era murdara. Licurici? A, și... păi ce, voi aici aveți adică la murdare? Adică avea. Adică tu spui că castelul e murdar? Da, adică... Da, normal, dacă nu avem muritor. Normal, Den. Da. Păi, dar pot să plec, nu? Da, nu. Că pot să plec. Bă, uite, nu se poate. Chiar bro, asta înseamnă. Cine mai avea încredere în șerifii ăștia vreodată? Stai că păi te dau gen, capul de pe risc pe aici. Păi și gen, acum ce faci cu mine? La închisoare. Ce, nu vrea, dar nu vreau, vreau, dar nu, hai să, hai să vorbim, domnul șerif. Hai să discutăm puțin. Eu ți-am spus să-i spui din prima. Au. Domnul șerif, hai să discutăm. Păi cum adică să-i spun din... Adică tu știai? Adică... Oana, tu știai? Oana, tu știai? Dar eu i-am spus-o până la loc. A, tu știai deci... că o să vină șeriful și, o să... și tu n-ai zis nimic, gen? Nu, 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 asta nu știam, dar mi-am amintit că ai luat lampa când eram lângă tine și te-am văzut că ai pus-o la loc. N-am știut că ai luat-o înapoi. Oana, minți? Minți că n-ai știut deci, că o să vină șeriful urmă, peste eu mine? Eu o să am încredere în Oana, tu ai furat lampa, tu o să fii băgat la închisoare. Auzi, da, nu, acolo e turnul împăratului, acolo nu e închisoare. Da? Ah, păi hai că mă duc atunci. Nu, te duci jos. Nu, nu jos, aici. Asta nu te mai dau eu cu capul. Ba da, ba da, aici, aici jos, aici jos. Da? Da. Cum mă, în turnul împăratului? Da, bă, 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 fuge. Hai. Da, 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 acum îl prind. El crede că fuge de mine, eu am făcut atâția ani. Nu se poate. Alegat de foame. Oh my god. Dar nu putem să la discutăm, nu vreți să discutăm? Nu, no, nu mai există discuție. Da, un pic, da, măcar acolo să asta. Discutăm să... Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Nu există. Oh my god. Așa, frumos, uite, ușa era deja deschisă pentru tine dacă îți vinea crede. Da, 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 da. Uite că stă bine acolo. Noi te vedem, te păzim. Tu ai un simplu pat. Auzi, dar hai să vedem, să ne asigurăm că nu am mai furat ceva, nu? Uite, văd un bac aici. No, asta ce înseamnă? E timpul să percheziționăm. Nu se poate. Da, da, așa trebuie. Nu, nu, închide ușa, că ne blochezi pe amândoi. Da, 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 da. Păi și... Păi, dar nu putem să... Am multe item, nu putem, nu pot pe hol să le pun... Multe iteme furate? Nu, am multe ghiozdane, dude. Am umblu cu foarte multe ghiozdane pe mine. Sunt om aventurier. Ce sunt în ghiozdanele alea? Păi, dacă putem ieși pe hol să-ți arăt, domnul șerif. Nu, nu, nu. Păi aici n-am loc, n-am loc. Acum, uite, masa asta e liberă. Haide, haide. Păi, dar nu e destul de puțin. Două câte două. Oh my god. Vrei să dărâm eu pereți ca să-ți fac ție loc mai mult sau cum? Nu, e ok. Ai e ok, domnul șerif. De la Oana e lemn. Ce-i cu bomba asta? Ce bombă? Nu mai e. E confiscat bomba.
Erau bomboanele mele, Oana. Jesus. Da, și mai am lemn, uite, domnul șerif, mai am lemn. Restul e permis, restul. Ok, deci pot să-mi iau găzdanele înapoi? Da. Să zicem. Ai altele? Jesus. No, 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 nu mai am, nu mai am. Sigur? Bine, poate mai am unul. Ia. Mai are lămpi. Opa, ai 5 lămpi. Dar totuși ai furat doar una. Ce pus-o? Deci de ce ai pus-o pe aia cu licurice în ea la tine la casă, în loc să pui astea noi? Pentru că am vrut să dau plus de valoare casei. Și ai crezut că ai luat-o de la casă vând... și gata, e unică. Cineva m-a turnat, ceva m-a turnat, nu există. Tu n-ai vedea unde să știi că eu am luat lampa aia. Tu n-ai vedea unde să știi. Dacă avea licurici în ea. Bă, lasă-mă vrăjeala. Nu există așa ceva, vecin. Uite, nu există așa ceva. Există, cineva m-a turnat, domn șerif. Și... Păi știi, eu te-am prins, mie-mi convine. Păi da, dar cât ai tu salari? Uneori o pâine, două. Uneori mor de foame, ăsta e salariul. Dar mie îmi place, o fac de pâine, două. Uneori dacă... stăm și noi cu o uniformă nespălat o săptămână, că nu avem bani să o spălăm. Adică mie aproape și... mi se sparge uniforma, dar îmi place. Și gen, dacă ar fi salarul ăsta... Bă, dar eu nu primesc? Vorbim. Primești două chici vecine. Așa. Ia și tu, hai. Mai zic. Bă, altfel... Deci, domnul șerif, nu, ascultă-mă un pic. Nu vreau să mă scoți din închisoare. Vreau un singur lucru. Așa. Ce lucru? Un nume. Un nume? Numele cui? Numele celui care m-a turnat, ca să nu mă mai deranjeze nici pe mine, nici pe tine. Este posibil să... Maria, Ioana, Ana. No, cetățean de aici. Deci numele este... Stai să mă gândesc. Deci este bine. Nu mai știe. Zeri? Da. Bine. Deci atât. Ce atât. De Zeri, poate e pe aici. Atât. Nu, mersi frumos, lasă, că stau foarte bine aici. Am eu metodele mele de supraviețuire. Stai cu păianjinii? Nici nu o să știi când o să dispar. Păi, ce? Ia uite ce e acolo. Nu, e problemă, sunt prietenii mei. Ce voiam să vă mai întreb? Cum e? Tu, n-am și eu toaletă aici, n-am cum fac să... Știi cum e, te duci și tu acolo în colț și... Lângă pat aici îți bagi joc? Adică mă pui să aici lângă pat, gen? Sau aici, uite. Sau la ușă, aici. Doamne ferici. Ok, și mâncarea? Unde vrei tu? Mâncare primești cu... Deci, fii antena, ai o masă doar seara, pâine goală. Păi și puteți să-mi dați adică mâncarea aia, gen? Colțul ăla de pâine? Acum, dar, uite, nu e seara. Dau eu asta. Ah, mersi, ești de treabă, gen. Și e și gătită. Și cât stau aici? Aproximativ. 10 minute. Cât vreau. Aaaa, 10 minute. Până decide împăratul, nu 10 minute, cum stia 10 minute? Până când decide împăratul data trecută când l-am ținut pe Ase, pe domnul Mădălin, pe pădurar, l-am ținut 5 minute că a furat harta. Păi, deci nu sunt primul care ajunge. Domnul, nu ești primul. Domnul a furat ceva de pe castel, e și mai rău. Da, pe asta zic, merită o pedeapsă mai mare. O zi? Da. 24 de ore. 24 de ore închis în această celulă, doar cu un colț de pâine seara. Bine, acum ai ceva gătit acolo, că na, ți-am dat eu. Ok. Merge. Deci și când, mine, da? La ce oră sunt vizitele în astea 24 de ore? Nu sunt. Nu există vizite? Ori nu sunt, ori dacă avem noi chef, dar nu știu. Da, maxim de la mine și de la domn șerif. Păi vedeți cum faceți pe la celula asta să n-aveți chef. Ah, bine. Am zis să nu aveți chef. Gen. Am înțeles. Acum chiar n-am chef, adică spac și ușa, hai. Gata. Asta zic, perfect. Da. Mersi frumos, poți să mă închizi aici, înapoi. Pa. Super. Am primit. Am ajuns în închisoare. De aici o să înceapă calvarul. 24 de ore. Pa, mersi. Mersi frumos că m-ați adus aici, să știți că nu uit. Să fie de bine.
o să trebuiască să găsesc un plan alături de voi prin care eu să evadez de aici. De fapt, bine, el ne-a păcălit pe noi, dar... Și auzi, nu prea am cu ce. Un adică nu mi s-a confiscat nimic. Da. Dar parcă le-aș arăta că pot să evadez într-un stil mai barbar decât atât. Uite că o putem lua pe aici. Bă, ce se aude, mă, ce se întâmplă? Oh, dar parcă v-am zis să nu... Ce faceți? Parcă v-am zis să nu vă oprim pe aici, nu? Ne-am gândit. Așa. Că deci... n-ar mai prinde bine un diamant. Da, acum poate mai voi să ne dai un favor să... Vă... Pentru ce serviciu? Ca care să nu mai trecem pe aici. Ascultă-mă un pic. 5 diamante de fiecare în plus. Dacă... În următoarele 15 minute sau nu, mai simplu, când vine noaptea, ca să nu vă fac probleme, faceți o patrulă, uitați ușa asta deschisă în timp ce eu dorm. Da. Vă las să vă ca să nu știți că vă presezi și pe hol, închideți ușa, să nu vă aud, vă gândiți și reveniți. Credeți că o să acceptăm? Ar fi viața unul mai simplu așa pentru mine. Dacă mi uită ușa asta deschisă, ce ziceți? Eu o să ies din castel prin spate pe undeva și o să dispar puțin din oraș. Doamne, gen. Mă gândesc la chestia asta. Cred că merge să fac chestia asta. Dar acum să văd dacă acceptă. Dacă acceptă ar fi perfect. Rămân fără de tot, gen. Chiar folositoare, adică... Nu știu de dumneavoastră, eu mai am alte două slujbe. Eu am dar... să mă întrețin cu, să pun bani, să pun mâncare pe masă. Dacă accept. Nu știu de dumneavoastră. Eu nu prea am, adică o să-mi fac și o pereche de botoși de diamante de astea. Abia aștept să-mi iau, să umplu cu noi mei botoși în sat. Am înțeles, bine, hai, acceptăm. Da. Hai. Domnul Dani! Oh, m-ai speriat, vecină, da? S-a întâmplat. Acceptăm. Da? Batem palma? Da, batem palma. Mm-hmm. Deci o să lăsați asta cum ar veni. Mai am o întrebare. Da. Voi trece eu mai încolo, mai pe seară și... Mai am o întrebare. Există vreo a doua intrare în castel care să nu fie oarecum supravegheată? Te arunci de pe zid dacă vrei. Da, doar așa. Poate să te doară o leacă picioarele, dar mi se pare că, ia stai să verific, e niște fân, mi se pare jos. Mi se pare că sunt niște tunele pe sub castel, dar nu știu dacă au ieșire. Păi nu mi-ar trebui ieșire. Ar trebui să ajung la tunelele de sub castel. Păi, cred că vă descurcați. Care e direcția? Stânga sau dreaptă? Deci cum ieșiți? Puțin. Cum ieșiți, faceți dreapta. Dreapta. Okay. Păi okay. Da, aici nu e tunelul, stai așa. Nu mai știu unde e tunelul. Ok. Dar gen, nu mai știu de... Ție-mi place, i-am prins. Bă, genial. Dacă mi-uită Oana, dacă să-mi deschidă Oana ușa la noapte, o să fie absolut perfect, pentru că nu-i de aici, o să evadăm și... Nu știu, sincer, ce să fac dacă să mergem înapoi în sat sau nu. Ok, am găsit un loc. Da. Faceți dreapta prin cămară. În cămară nu este absolut nimeni. Dați drept înainte, da? Pe toate ușile le deschideți și mergeți drept înainte, ok? După ce faceți aici dreapta. Ok. Și o să ajungeți pe o mică terasă care e foarte aproape de sol. Și de acolo poți să... Uști, gen. Da. Puteți să... Da, pot să, gen, uiști cum ar veni să mă duc să sperii păsările noaptea, să nu mă trezească, atât vreau să fac. În rest o să vin înapoi, logic. Logic că nu o să se întâmple altceva, nu vă gândiți că nu fac altceva. Da, mulțumesc. Acum, dacă s-ar putea să mă lăsați și pe mine, liniștea mea până la noapte și... Da. Zi bună. Mersi frumos, zi frumos să aveți în continuare, domnii polițiști. Băi chat, ideea stă în felul următor. O să evadăm de aici, până nu-i totul. Dar problema este în felul următor. Nu știu ce să fac. Să mă duc înapoi în sat sau să nu mă duc înapoi în sat. Aș putea să mă fac bibliotecar, gen, să mă duc înapoi în sat, să pretind că totul nu s-a întâmplat. Practic, împăratul nu o să știe că am fost aici. Teoretic, n-ar trebui să știe. Și atunci aș putea
să mă reîntorc în sat ca și cum totul nu s-ar fi întâmplat, pentru că dacă eu dintr-o dată o să dispar, o să dau de bănuit. Așa că cea mai smart chestie pe care aș putea să o fac ar fi să mă fac bibliotecar. Și cred că ar fi cazul poate să-mi găsesc tovarășul cu mine aici, gen. N-ar fi rău deloc. Lăsați-mi în comentarii părerea voastră despre acest lucrușor și vă mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip de la Topia. Nu uitați că o să ne revedem curând la următorul episod din această minunată serie. Bye, bye!